Începând de luni, locuitorii capitalei pot propune proiecte în cadrul campaniei Propune pentru București, pusă la cale de Primăria Capitalei. Municipalitatea va investi anul viitor 4 milioane de euro pentru implementarea a 20 dintre cele mai votate proiecte. Conform hotărârii, pot propune proiecte persoane care au cel puțin 18 ani și au domiciliul sau reședința în capitală. Proiectul propus va apărea pe site-ul primăriei maximum 3 zile de la trimitere, timp în care va fi evaluat de o comisie formată din reprezentanți și specialiști din cadrul Primăriei Capitalei. Fiecare cetățean poate formula o singură propunere de proiect. Pentru a depune propunerea și pentru a vota, cei interesați trebuie să-și creeze un cont de utilizator în secțiunea dedicată campaniei. După afișarea proiectelor, utilizatorul poate vota online o singură dată propunerea care i-a plăcut. Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul dintre domeniile: infrastructură, reabilitare, locuri de joacă pentru copii, reabilitare, spații publice și mobilitate. De asemenea, trebuie să includă infrastructura socială și culturală, smart city și sănătate. Campania Propune pentru București se va desfășura în perioada 18 septembrie-24 noiembrie. La finalul campaniei, 20 dintre cele mai votate proiecte vor fi incluse în bugetul municipalității pe anul 2018. Bugetul maxim alocat pentru un proiect este de 200.000 de euro, cu TVA inclus. Proiectul de hotărâre privind desfășurarea acestei campanii a fost aprobat în unanimitate în ședința de Consiliu General din 30 august.